Noroc, prieteni! În fiecare an, Statele Unite ale Americii scot un raport care se cheamă Country Report on Human Rights Practices. Ei analizează țările de la Monaco până la Orhei și văd care și cum au respectat sau nu au respectat drepturile omului. Pentru anul 2018, despre Moldova se menționează următoarele. Detenție arbitrară, tortură, oameni uciși în arest și corupție la nivel înalt. Un buchet frumos, un buchet optimist și dătător de speranță, nu e așa? Asta fapte, nu vorbe. Asta nu e așa, spunem. Dar e ca Adrian Candu, un prieten mai vechi al emisiunii noastre, un jurist din Republica... Nu. Un umorist, hai să spunem așa cum este, un umorist din Republica Moldova, analizând concluziile acestui raport american, au venit cu următoarele remarci. În primul rând, unul la mână, vinovați de aceste critici negative se fac liderii de opoziție. Dupși, normal, bă, cine e responsabil de instituțiile penitenciare? Cine e șef la Ministerul Afacerilor Interne? Maia Sandu Lisbianca! Respectiv, ea e responsabilă, totul e logic, tot se leagă. Și doi la mână, Adrian Candu a menționat următorul lucru. De la an la an, situația este mai bună. Și asta ne bucură foarte mult. Chiar dacă, evident, recunoaștem că sunt încă foarte multe probleme în țară pe care noi trebuie să le rezolvăm. În buzele arățuși că am lipit, la conferință de preță am ieșit. Probleme sunt. Sunt. Nimeni nu neagă acest lucru, dar din an în an tot mai bine. Hei, salut! Trebuie o reparație la președinție sau o prietenie cu un dictator? E simplu! Extradează niște solicitanți de azil politic taman în țara în care tu știi că ei vor fi persecutați. Hoș, el, din Isafie, toți sunt cioc, security, mergem mai departe! Este 27 august dimineața, ziua independenței a Republicii Moldova. Un grup de protestatari au înconjurat monumentul lui Ștefan cel Mare și scandează mesaje anti-dictatură. Evacuează pe toți în forță, mai ales femeile pensionare. Am uși vin oficiale cu buchete de flori, dunduc. Și nu în ultimul rând, este 20 martie, ziua echinocțiului de primăvară, sfârșitul iernii astronomice, așa cum ne-a învățat la școală. Și Poliția Republicii Moldova face două lucruri în această zi. 1. Ne felicită pe Facebook cu ocazia Zilei Mondiale a Fericirii. Ce dulce mesaj! Și al doilea lucru, strochește în... Știu, prieteni, aceste imagini sunt vesele, îmbucurătoare, dar trebuie să explicăm puțin niște lucruri. Pe 20 martie, în fața judecătoriei Orhei, susținătorii lui Gheorghe Petic au protestat după ce acesta a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare. Din imagini se vede cum oamenii legii, aflați, bleci, oamenii legii, aflați prin mulțime, stropesc cu gaze lacrimogene. Și care problema, Andriuca, asta e legal? Legal? Hai să vedem ce spune legea. În ianuarie 2018 a fost semnat un ordin. Ordin pentru aprobarea ghidului privind intervenția profesională în exercițiul funcției. Asta ca să ne aliniem standardelor europene și ca fiecare angajat mai atunci când acționează să acționeze uniform, conform legii. Ghidul de intervenție profesională, care este practic ca o biblie profesională pentru angajații MAI, spune următorul lucru la punctul 50. Avertizarea sau somarea persoanei să înceteze acțiunea agresivă și să se supună solicitării angajatului se va efectua înainte de aplicarea forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc. Ok, am înțeles. Mai întâi polițistul avertizează. Te somează să încetezi acțiunea agresivă și nu doar după asta, doar după asta te strochești cu spray lacrimogen, corect? Nu, din câte vedem în video, nu e corect. Nu este necesară folosirea avertizării sau somării în cazul când tergiversarea aplicării forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc, generează un pericol direct pentru viața și sănătatea angajatului și a altor persoane. Dar hai să presupunem că tot ce-a fost pericol direct pentru viața și sănătatea angajatului. Săghii, șiferi șerbinti, butâlși cu cocktail Molotov zburau ca pulile de pizdanii, pizdanii. Doar că... Pentru ce de presupus că noi avem video și aceste elemente de pericol public, de violență, nu se văd. Poate acești oameni reprezintă pericolul public numărul 1 împotriva cărora poliția a aplicat mijloace speciale. Da!
Și uite că poliția vine cu un comunicat de presă care că ne explică și anume s-a întâmplat. Hai să-i ascultăm. Un angajat al INP a fost bruscat, inclusiv fizic, de unul dintre protestatari, amenințat cu răfuială fizică de către un bărbat din mulțime. Astfel, polițistul a aplicat mijloace speciale și anume gaze lacrimogene pentru a opune rezistența agresiunilor, pentru a permite deplasarea transportului în deplină siguranță. În același timp, revenim la imaginile video, le analizăm cu ambii ochi, treji, și noi nu vedem elemente din acest protest care ar indica clar pericolul direct asupra vieții și sănătății angajatului. Nu e acum ce de făcut, prieteni? Unde e adevărul? În buzunarul cui? Hai mă să ne detașăm un pic, să încercăm să vedem tata asta de sus, e ca polițistul ăsta care a scos baloncic și a strochit, el și-i om? Ar spune unii, lui și puteau să-i sară capașele, da? El e ușor de înțeles în acest moment, nu? Nu, el e om, da, dar în același timp el are uniformă. Și dacă el e om cu uniformă, înseamnă că el e angajat mai. Dar dacă el e angajat mai, apoi el sticks to the rule. Dar the rule spune ghidul pentru intervenție profesională a unui angajat aflat în exercițiu. Și eu nu cred că s-ar putea să existe polițiști incompetenți care să nu respecte buchea acestui ghid. Și mai mult decât atât, eu nu cred că acest, specifically acest mascat, curajos cu baloncicul, n-avea cum să audă anul trecut acest mesaj, care a venit direct din gura lui Șefso. Voi sunteți schimbarea, de voi depinde liniștea și securitatea în societate. Iar prin acțiunile voastre, prin atitudine și respect, veți obține cea mai bună răsplată, încrederea cetățenilor. Să nu uitați că oamenii au nevoie de oameni. Auzi, gheaghe mascat cu baloncicul? Oamenii au nevoie de oameni. Ca să împroaște în ei cu gază, ca să-i dețină fără motiv, ca să-i tortureze, ca să-i omoare în arest. Un lucru bucură, prieteni. Sloganul ăsta al poliției zi și noapte în slujba cetățeanului îmi pare acum tot mai aproape de adevăr. E într-adevăr zi și noapte în slujba cetățeanului. În sens că în slujba unui singur cetățean. Asta am vrut să vă spun. Ați înțeles? Prieteni, eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îndemn să apreciați acest video, să-l distribuiți la cât mai multă lume, iar dacă vă place ceea ce fac și ați vrea să continui, vă rog să mă susțineți pe platforma patreon.com/fedot cu o contribuție lunară sau direct pe PayPal la adresa emisiunea.lumina@gmail.com. Astăzi vreau să mulțumesc patronilor Vecislav Sergienko, Kim, Vitalie S., Genadie Rusu, Irina Tulea și celorlalți sute de oameni frumoși și generoși, datorită cărora emisiunea Lumina există. Numai bine, pupicei! De la an la an, situația este mai bună și asta ne bucură foarte mult. Chiar dacă, evident, recunoaștem că sunt încă foarte multe probleme în țară pe care noi trebuie să le rezolvăm.